Campania postului nostru de televiziune cu privire la semnalizarea suplimentară de către autorități a intersecției din cartierul Grui nu va rămâne, se pare, fără urmări. Cunoscând foarte bine situația de la fața locului, prima persoană care s-a autosesizat și a luat măsuri este omul de afaceri Dorin Mirea, viitor membru în Consiliul Local Câmpulung. Nu a vrut să apară în fața camerei de luat vederi, dar ne-a asigurat că a stat de vorbă cu comandantul poliției municipiului Câmpulung, care la rândul său a făcut demersuri către primăria municipiului pentru ca intersecția cu pricina să fie semnalizată corespunzător. Cel mai probabil în primă fază, în perioada următoare, pe strada Ion căloiu, vor apărea limitatoare de viteză, la fel ca și pe străzile din apropiere, pentru a-i avertiza astfel suplimentar pe șoferi că urmează o intersecție. În momentul de față sunt două semne de circulație stop într-o parte, cedează trecerea de cealaltă parte, dar se pare nu au fost suficient de vizibile pentru șoferii care nu au acordat prioritate și au produs accidente cu urmări grave. Pe 5 august, șoferul unui autoturism Ford nu a oprit la semnul stop și a lovit în plin o mașină care circula regulamentar. La ieșirea din municipiu spre comuna Bughea de Jos, un bărbat în vârstă de 53 de ani din comuna Bughea de Sus se deplasa la volanul unui autoturism marca Dacia Logan dinspre Câmpul Lung spre comuna Bughea de Jos, iar la un moment dat a fost lovit în plin de un autoturism marca Ford, al cărui conducător nu a oprit la semnul stop. Impactul a fost puternic, iar autoturismul autohton a fost răsturnat de mai multe ori într-o curte a unui service auto. Pe 16 Septembrie o șoferiță nu a acordat prioritate și a lovit în plin o motociclistă care circula și ea regulamentar pe drumul cu prioritate. Motociclista se deplasa regulamentar pe drumul județean 732C dinspre bughia de jos spre Câmpul Lung, iar de pe strada Ion Loiu, cu toate că se afla sub incidența indicatorului Cedează trecerea, șoferița a traversat intersecția fără să se asigure, intrând în coliziune cu motocicleta. Impactul a fost unul violent, iar tânăra a fost aruncată pe asfalt. În noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, în urma impactului cu o mașină care nu a acordat prioritate, o mașină de poliție a luat foc, iar mai multe persoane au fost rănite. Întâmplarea a avut loc la intersecția străzilor locotenent Nicolae Pop cu Ion Țicăloiu, din cartierul Grui, la ieșirea din municipiu spre Comuna Budia de Jos. Autoturismul condus de șoferiță, în care se mai aflau încă doi tineri de 15 și 16 ani, a ieșit dinspre complexul Ceramus. Chiar dacă se afla sub incidența semnului stop, șoferița nu a oprit și nu s-a asigurat, lovind în plin mașina poliției care se deplasa pe drumul cu prioritate către Comuna Budia de Jos. Impactul a fost unul puternic, autospecial a luat foc, iar autoturismul a rupt un gard și un stâlp de electricitate și s-a oprit într-un cap de pod. Motivul campaniei postului nostru de televiziune este tocmai acesta de a stopa sau măcar a diminua producerea pe viitor a unor astfel de evenimente în care, de cele mai multe ori, au de suferit persoanele aflate în mijloacele de transport care circulă regulamentar. Ca un exemplu, în județul Dâmbovița, la ieșirea de pe un drum secundar, este instalat poate cel mai mare stop din țară, tocmai pentru a le atrage atenția șoferilor că urmează o intersecție periculoasă și că trebuie să se asigure.